În contextul extrem de dificil din Turcia din această perioadă sunt prinși și cetățenii români care fie au cerut ajutorul ambasadei, fie s-au adăpostit în siguranță. Dintre cei care au ales să rămână, mulți au povestit clipele teribile prin care au trecut. Se pare că până acum, cel puțin până acum din informațiile pe care le avem, nu există victime în rândul cetățenilor de naționalitate română. Ultimele informații ni le poate furniza chiar Radu Filip, purtător de cuvânt Maie. Vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua! Bună ziua! Țineți legătura cu românii, cu cetățenii români din Turcia? Aveți noutăți de la ei? Sigur că da. Încă de la primele semnale, colegii noștri de la Ambasada României din Ankara au luat legătura cu autoritățile locale, cu autoritățile turce, tocmai pentru a verifica dacă sunt cetățeni români sau semnalări din partea acestora, dacă sunt afectați. Din fericire, până la acest moment și informațiile noastre indică același lucru, că printre victime nu sunt cetățeni români. Mai mult, după cum ați văzut, în seara zilei de 6 februarie, primii cetățeni români au reușit să ajungă în România. Ei au fost însoțiți și de doi cetățeni polonezi, au fost îmbarcați cu succes în vederea repatrierii, au aterizat în această dimineață. Bineînțeles, nu sunt singurii cetățeni români cu care misiunea diplomatică menține legătura. Ieri, o echipă consulară mobilă a Ambasadei României la Ankara s-a deplasat către localitatea Karaman Maraş din Turcia, puternic afectată de cutremurul produs în dimineața zilei de ieri, pentru a prelua un grup de 10 cetățeni români, 9 studenți Erasmus și un coordonator. Sperăm să în curând să vă dăm o veste bună, că aceștia se vor îndrepta spre România. Condițiile, așa cum spunea și dumneavoastră, condițiile sunt extrem de dificile, pe de o parte din cauza vremii, care nu este tocmai favorabilă, dar și pe de altă parte din cauza efectelor seismelor. Da, fiind vorba de un număr atât de mare de morți, de persoane dispărute, în ce măsură putem răsufla ușurați în acest moment că românii nu sunt printre victime? Puneți o întrebare foarte dificilă la care, din păcate, aș vrea să vă răspund că putem răsufla ușurați. Cred că cel mai bine este să ne concentrăm pe solicitările de sprijin venite din partea cetățenilor români, pe partea de asistență consulară și cu acest prilej vreau să mulțumesc mass media că a popularizat numerele de telefon ale secției consulare ale Ambasadei României de la Ankara, unde cetățenii români pot solicita informații sau pot solicita asistență consulară. Cele două numere de telefon le-am promovat ieri în toată ziua. Dacă îmi permiteți, o să mă refer și acum la ele. Primul este 0090-312-447-7945 și 0090-312-447-7940. Apelurile fiind redirecționate către centrul de contact și suport al cetățenilor români din străinătate și preluate de către operatorii noștri call center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români au avut la dispoziție și telefonul de urgență al secției consulare la Ankara, 0090-532-318-1726, unde fiecare, fie și-au semnalat, au simțit nevoia să-și notifice prezența pe spațiu. Lucru da. Care îi ajută foarte mult pe colegii mei, fie au solicitat, au făcut solicitări de repatriere, cum este cazul celor veniți aseară și celor care urmează să vină în cursul zilei de astăzi. Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe.